Videoendoscopia este o metodă de examinare a organelor interne realizată cu ajutorul unui videoendoscop. Este aplicată pe larg în scopuri de diagnosticare și tratament în chirurgie, gastroenterologie, pneumonologie, urologie, ginecologie și alte sfere ale medicinii. La Centrul Medical Magnific Nord din Bălți se efectuează câteva metode endoscopice în funcție de necesitățile pacientului. De la videogastroscopie, videoduodenoscopie și videobronhoscopie până la videocolonoscopie. Cabinetul e înzestrat cu toate aparatele endoscopice care sunt. Asta este videoendoscopul, fibrogastroduodenoscopul, care ne uităm de la ezofag, stomacul și duodenul. Înzestrat cu fibrovideocolonoscop, care e din intestinul gros de aici, până la cecum. Și înzestrat cu videobronhoscop, care vedem arborile pulmonare. Videoendoscopia este cea mai bună investigație pentru diagnosticul inflamațiilor, ulcerelor, tumorilor și sângerărilor la nivelul esofagului, stomacului și duodenului. Un mare avantaj este reprezentat de acuratețea diagnosticului. Videoendoscopia detectează leziuni pe care alte investigații, precum ecografia, radiografia sau tomografia computerizată, nu le poate vedea. Lucrăm cu sisteme videoendoscopice care, în comparație cu sistemele de endoscopie tradiționale, măresc imaginea vizuală bine, cu mult mai bine. Un alt avantaj este posibilitatea oferirii procedeelor terapeutice, fără intervenție chirurgicală, și anume biopsii, extragere de polipi, extirpare de tumori mici sau electrocoagulare. Dacă găsim ulcere căloase mari, gastrice, mai înseamnă la gastrice, mai ales situații pe curbura mare, ori polipuri care pot face ezofagul, stomacul, în duoden exclus. 99% nu se fac polipuri în duoden. Dar aici da. Se, după legea endoscopiei, noi luăm biopsie. Se face biopsie. Se mușcă 2-3 bucățele la ulcerele mari, la cancere, nu de doamne, ca la lucru. Se duce la laborator. Și laboratorul îmi dă, polipul e bun, ori nu e bun. Ulcerul e bun, nu e bun. Cândva mergeau la operație. Amendoscopie a crescut și polipurile se extrag endoscopic. O videoendoscopie în cazurile fără patologie foarte gravă durează câteva minute. În cazul videoendoscopiei digestive, e bine să nu mâncați nimic cu 8 ore înainte de investigație. Un stomac gol ajută doctorul să vizualizeze mult mai bine organele interne. Pacientul seara face o cină ușoară și dimineața vine noi pe stomacul gol. Asta toată pregătirea. Dacă se mai întâmplă în caz cu stenoze, da, atunci trebuie să dăm, poate facem spălături de stomac, ori dacă găsim o hemoragie, asta dăm problemele noastre. Pentru video cunosc pe când trebuie de examinat intestinul gros, aici trebuie intestinul pregătit. Cu vreo 3 ani în urmă, 4, pregătirea era tradițională. Se făceau lavaj a intestinului gros. Chin pentru pacienți, 3, 4, 5, sara, 1, 2 dimineața, apa curată trebuie să iasă, mai bine uleiul cel de retină, care tot e mare plăcere noi. Dar companiile farmaceutice au ajuns la așa ceva, au făcut multe preparate, cadiofalacul, lactoză, fructoză. Pacientul în ziua ce prealabil, cu zi înainte, dimineața a mâncat, da, uleacă face, ține postul până 20 dimineața. A băut în două ture 20-50 de miligrame de preparat de ăsta, intestinul s-a curățat extraordinar, a venit, a făcut, mulțumit. Și la bronhoscopie, tot așa, pentru albirile bronșic, nu mă aflăm în țeții, ca să nu facă regurgitații în plân. Videoendoscopia este o procedură sigură cu foarte puține riscuri. Contraindicații aproape nu există pentru fibroendoscopie. Clar că în timpul infarctului acut, ori insulului cerebral acut, atunci e contraindicată. Și atunci când merge vorba de o suspecție la o hemoragie pe bază de ichter ori de infarct miocardic, se poate de făcut cu pregătire specială în condiții de staționar. Pentru că este o explorare invazivă, există posibilitatea apariției unor complicații al căror procent nu depășește 1 la 2000 de cazuri. Acestea se referă de regulă la unele disfuncții respiratorii și cardiace sau sângerări digestive, de obicei minore. Endoscopia, clar că nu e procedură foarte plăcută la toți pacienți,
dar este foarte informativă. În anii 73, când a apărut endoscopia, fibroendoscopie, firma Olympus, care a deschis primele preparate în Japonia, aparatul le-a produs, a fost un, ca cum se spune, un know-how, o revoluție. Că până atunci nu se depista nimic. Dacă se depista în cazuri foarte târzii și foarte grave. Anual, la Centrul Medical Magnific Nord din Bălți, se efectuează peste 1000 de investigații videoendoscopice. Cu toții știm că e mai bine să previi decât să tratezi, iar videoendoscopia e o investigație pentru sănătatea ta.